Bună seara, dragi oameni frumoși! Numele meu este Remus Fandarac și am binecuvântarea de a modera această emisiune frumoasă, Viață de Artist. Aici, la Iași TV Live, după cum bine știți, de ceva timp noi aducem cei mai frumoși, cei mai îndrăgiți și cei mai talentați artiști, tinere vlăstare ale folclorului și nu numai. Deja suntem prieteni, deja ne cunoaștem. În această seară avem un om cu totul și cu totul deosebit, invitat aici la Iași TV Live, la Viață de Artist. Dar împreună cu dumneavoastră îl vom cunoaște mult mai bine pe Dorin Iftime. Bună seara! Uite, Dorin, că am făcut oricum și o rimă. Ce faci, Dorin? Bine, bună seara, bine te-am găsit. Mulțumesc pentru invitație, bună seara tuturor celor care ne ascultă de acasă. Ce să spun, sunt bine și am venit la invitația ta să stăm de vorbă. Mulțumesc tare frumos! Eu îl cunosc puțin pe Dorin, dar în această seară, după cum am spus, îl vom cunoaște mult mai bine împreună pe Dorin. Dorin, aș vrea să mergem acasă la copilul Dorin Iftime. Unde a copilărit Dorin Iftime? Acasă la copilul din mine sau copilul care am fost. Eu sunt din comuna Oțeleni, județul Iași, interferență cu județul Neamț, pentru cei care nu cunosc, spre Roman. Acolo m-am născut, acolo am crescut, acolo m-am format. Sunt într-o familie cu 4 copii, suntem 2 băieți și 2 fete. Am făcut și un cântec în care versurile spun despre noi. Și ce să zic mai departe? Deci acolo m-am format, acolo am crescut, am fost 10 clase la școala din comună, după care am plecat mai departe așa cum ești fratele cel mai mic, cel mai mare. Eu sunt cel mai mic dintre cei 4 frați. Diferența între noi, da, eu sunt mezinul, diferența între noi este chiar mărișoară între frați. De exemplu, fratele meu este mai mare cu 12 ani decât mine, iar eu cu el am copilărit mai puțin, pentru că atunci când el avea o vârstă, a plecat în clasa 8-a, s-a dus la mai departe, la Brașov a plecat el, eu eram copilaș micuț și, de exemplu, pentru mine fratele meu, când venea acasă, era, nu știu, fratele mai mare, îl vedeam altfel. Pe când cu surorile mele, care ele sunt mai mici, am copilărit mai mult împreună și avem, amintirile sunt cumva diferite. Dar, per total, noi și astăzi ne înțelegem foarte bine, ne-am înțeles foarte bine și avem fiecare familia noastră, fiecare suntem la casele noastre, copii, nepoți. Eu nu am nepoți. O să ai, vorbim și despre asta. Dorin, spune mai multe despre copilul Dorin. Cum era el de mititel? Era cu minte, era răuț, avea vise care s-au împlinit, care speră să se îndeplinească. Copilul Dorin. Ca orice copil, am fost și eu, poate mai cu minte, poate mai obraznic, dar totuși n-am fost atât de năzdrăvan cum erau alți copii de acolo, de acolo din sat. În schimb, am avut, da, o copilărie frumoasă, eram foarte mulți copii acolo în sat, vecini, unde ne jucam foarte frumos, bunicii mei erau dintr-un sat de la 3 km, îmi plăcea foarte mult să mă duc și acolo și aveam și acolo prieteni copii de vârsta mea, unde ne jucam. Și era foarte frumos, adică cumva mergeam, avem două case, să zic așa, unde... Și, na, cum să zic, eram și eu ca oricare, mi-a plăcut de mic să cânt. Cred că aici ai vrut să ajungi. Cântam, da, cântam prin casă, cântam prin curte, cântam pe la bunici, chiar mergeam și primeam câte un bănuț, mă punea bunicul să cânt când aveam musafiri. Cântam și eu așa cum puteam eu acolo. Pentru vârsta pe care o avem atunci. Iubeam foarte mult muzica populară. Interpreții care erau atunci, care acum sunt greii noștri, să spun așa. Și da, am visat să ajung și eu să cânt.
Nu știu dacă am îndrăznit să visez să ajung foarte sus, dar ușor, ușor, totuși, visul s-a îndeplinit. Mai târziu, eu am început mai târziu să ajung în fața publicului, în fața ecranelor, dar am reușit. Și de mic, așa, copilaș, pe cine ascultai? Ce interpretezi era cel mai drag? N-aș putea să fac un clasament, deci erau tineri atunci, frumoși și în vogă. Cine era din zona noastră? Sofia Vicoveanca, Laura Lavric, Mioara Velicu, apoi din Muntenia, Irina Login, Benoni Sinulescu, Maria Ciobanu. Ei erau atunci cei mai... și pe ei ascultam. Tata lucra, când eram eu un copil micuț, lucra, venea acasă o dată pe lună. Lucra la Brașov. Mama ne-a crescut mai mult singură pe noi și el de câte ori venea acasă, venea cu câte o disc, cum se spuneam, noi le ziceam placă, așa, aveam pick-up. Și el venind din zona, din Brașov, de cele mai multe ori ne aducea și din zona de acolo câte un disc din ăsta. Și cunoșteam foarte bine și zona Ardealului. Ca și interpret. Plus că îi auzeam la radio și la televizor foarte puțin. Ne uitam, așteptam să văd Floarea din grădină, așteptam să văd câte o emisiune, Tezaur folcloric, urmăream. Adică știam că duminica era programul destul de scurt, dar urmăream. Știam că atunci duminica trebuie să văd, cât de cât, auzeam. La grădiniță, la școală, erai în primul rând acolo, solist, prim solist. N-aș putea să spun asta, da, deci pregăteam și noi la final de trimestru, cum era atunci, la final de an mai precis, pregăteam și noi câte o mică serbare acolo, unde da, cântam. Și eu și alte fete, băieți, cântece care ne învățau atunci domnii învățători, profesori. Așa, ai făcut grădiniță acolo la Oțeleni, da. Gimnaziu și după da. Ce ai făcut? În clasa 11-a, deci treapta a doua, am plecat la liceu la CFR. Aici în Iași. Nu m-am dus, deci n-am făcut nicio școală de muzică eu atunci, eu m-am dus spre CFR, părinții mei, mama, eu îmi doream să fac un liceu, după care să am serviciu, să am salariu. Nu mă gândeam la mai mult decât un liceu. Am făcut liceul CFR, după care am lucrat 5 ani de zile, am lucrat la CFR. În ăștia 5 ani de zile am fost și un an de zile armată. Și la CFR și ce a venit timpul să îmi schimb meseria, pentru că au fost disponibilizări la CFR, unde m-am numărat și eu printre cei care au trebuit să plece. Și atunci a trebuit să aleg ce să fac mai departe. Și eram într-o... nu știam ce să aleg. Nu erau nici prea multe posibilități, vorbim de anul 1999, deci ceva timp. Și atunci m-am dus și am făcut un curs de bucătar. Și am făcut bine, pentru că mi-a plăcut, am reușit să învăț, am reușit să mă angajez, să găsesc oameni ca, cu care să pot colabora, să mă învețe. Eu am fost și eu la rândul meu ascultător, că mi-a plăcut și sunt și astăzi tot bucătar. La CFR ce ai lucrat mai exact? La CFR a fost un mix așa, eram... făceam parte dintr-o echipă unde eram pentru intervenții. Și, sincer să spun, nu prea mi-a plăcut, că eram mai mult pe câmpuri. Când... deci dacă se întâmplau avarii, chiar și la firul de contact, chiar și la la șină, eram trimis acolo. Doar mare lucru nu făceam, dar eram consemnați și trebuia în permanență să fim prezenți. Ceea ce nu prea îmi plăcea, dar a fost bine. Înțeles. Păi, uite că ai spus că ești... N-am făcut cu drag, să știi. Ai spus că acum ceea ce faci, faci cu drag. Meseria da. De a fi bucătar. Te gândeai în copilărie că o să ajungi bucătar și un bucătar respectat?
Poate m-am gândit, poate nu m-am gândit, dar să știi că lucrurile sunt așezate cumva în viața asta, în lumea asta, pentru că am avut o atracție spre cântec și mi-a plăcut să cânt de mic. Jocurile mele cu copiii, printre toate jocurile, era și ceva de cântat. Apoi, la fel, în jocurile noastre, era și ceva de gătit. Deci îmi plăcea să gătesc. De exemplu, să-ți spun, aveam câțiva... Să spun că aveam poate vreo 12 ani, nu eram chiar mic, dar nici prea mărișor. Și aflasem eu de la cineva o rețetă de pan de șpan. Și vreiam neapărat să fac. Pentru că îmi plăcea atunci când aveam ocazia să servesc pan de șpan de la cineva sau când gătea mama. Și vreau neapărat să gătesc și eu. Și când pleca mama de acasă, că nu m-ar fi lăsat, că ar fi zis că îi stric ingredientele acolo. Și făceam. Înțelegi? Și am făcut odată când venea, îi arătam. Mama mai râdea, mai nu știu ce. După care, ușor, ușor am început să mai gătesc câte ceva. După care, ușor, ușor a fost nevoie să ajut surorile mele, mama, pentru că mama muncea și la câmp, iarna mama mea făcea, țesea covoare. Mama a fost o femeie harnică și noi copiii, pe lângă ea, am ajutat-o ca să putem să facem tot ce trebuie în jurul gospodăriei. Printre care ajutam și eu pe surorile mele sau câteodată se întâmpla să fac și singur câte ceva de să gătesc. Nu neapărat că mă punea forțat, dar ușor, ușor mi-a plăcut, adică m-am introdus și m-am, cumva le-am și necăjit pe ele acolo, dar am învățat. Când am fost mai măricel, când am plecat la liceu, de fapt, când m-am angajat, am stat cu chirie, după care am avut locuință de la CFR și acolo a trebuit să-mi gătesc. Și acolo chiar am învățat să-mi gătesc pentru mine și pentru colegii mei, care stăteam acolo, le găteam și lor, serveam împreună, mâncam împreună și o făceam cu drag. Adică nu făceam pentru că trebuia neapărat să mâncăm, ci pentru că îmi și plăcea. Și de acolo s-a legat. De aia când a trebuit să aleg mai departe ce meserie să fac, am ales bucătar. Și da, m-am descurcat și e bine. De 20 de ani ai spus că sunt? De când ești bucătar? Da. 20 da. De ani. Da. Chiar acum, peste o lună de zile, aș putea spun că am 20 de ani de când lucrez aici vis-a-vis la un restaurant. Da. Păi, spune-mi și restaurantul. Avem voie? Păi, dar de ce nu? Dorin este bucătar la restaurantul Select, pe unde trecem aproape zilnic, noi cei care ne învârtim pe aici prin centrul orașului și toate prăjiturile și bunătățile. Da, prăjiturile mai puțin. Eu, pe partea de restaurant, am și colegul meu care... Atunci, dacă așa, suntem la restaurant... Suntem responsabili mai mulți acolo, dar eu sunt responsabil 100% pentru ceea ce este... Dacă stăm acolo mâncare. La restaurant, mâncăm de la domnul bucătar și artist Dorin Iftime, din mâinile lui. Un nou job, o nouă carieră. Cum ți-a fost început în bucătărie, Dorin? Început în bucătărie, să știi că mi-a fost la fel greu. Îmi place să fiu sincer, să spun, mi-era foarte greu, îmi doream acest job și pentru că nu stăpâneam foarte bine și am intrat direct într-un restaurant unde era un flux foarte mare, nu vorbim de Select, vorbim de alt restaurant care nu mai există, unde am fost 5 ani de zile, după care am venit aici la Select. Da. Că acolo m-am format, eu când am venit la Select, am venit destul de bine pregătit. Mm. Și am făcut față că altfel nu știu dacă reușeam. Deci 25 dar am avut, de ani în bucătărie. Da. Am avut norocul să întâlnesc persoane care să mă ajute și să mă înțeleagă, să-mi înțeleagă emoția, să-mi înțeleagă dorința pentru care, cu care vreau să muncesc și să înțeleagă, au înțeles că eu, chiar dacă eram stângaci, dorința era mare. Și atunci m-au ajutat și am reușit. În primii 5 ani mergeam, am fost pe litoral. Restaurantul respectiv care era atunci, vara, ducea o parte din angajați pe litoral, avea acolo locație și
era foarte aglomerat, îți dai seama, pe litoral vară. Și acolo era foarte mult de muncă, de lucru, ceea ce pe mine mă speria. Dar îmi dădeau sarcinile pe care le aveam de făcut și le duceam la capăt. Și așa, cum am zis, m-au ajutat și eu am înțeles, ei au înțeles și reciproc ne-am ajutat și am mers mai departe. Am ajuns să fiu de încredere, am ajuns să fiu bine văzut, am ajuns să fac lucruri din ce să fiu provocat pentru a face din ce în ce mai mult, mai bun, mai să țin trendul, cum și astăzi se întâmplă. La noi în bucătărie nu se termină niciodată. Ai învățat un lucru, nu e ca într-o altă meserie. Ai învățat un lucru, știu să-l fac foarte bine și cu ăsta merg până la capăt sau până la nu. Aici, în permanență și în permanență, trebuie să faci altfel, mai mult, mai schimbat. Sunt alt clienți, timpurile trec, alte ingrediente, alte preparate, trebuie să ridici nivelul sau să menții acolo nivelul sus, că altfel... Înveți în fiecare zi. Da. Deci zilnic ai ocazia să schimbi ceva, să testezi ceva și din greșeli. Și este greu? Pentru, cum să spun, pentru cei cu mai puțină experiență, poate este mai greu, dar pentru mine care am experiența în spate și am trecut prin atâtea provocări, le fac cu mai multă ușurință. Da. Ce contează foarte mult finalul, atunci când clientul este mulțumit, un eveniment pe care dacă îl începi și îl duci până la bun sfârșit, iar la final clientul este mulțumit și toți invitații, asta este cea mai mare satisfacție și asta te face ca mai departe să faci și mai mult. Da, Dorin Iftime, venit de la Oțeleni la Iași, da. A absolvit liceul CFR, ai lucrat acolo 5 ani, da? 5 ani spun lucrat, bine. Da. Așa, și după, uite că Dumnezeu ți-a deschis da. O nouă ușă. Da. Și ți-a oferit această binecuvântare, bucătărie, o numim așa, binecuvântare? Da. Da. Și cu muzica, ce s-a întâmplat în tot acest timp? Cu muzica, ce s-a întâmplat în tot acest timp? Deci, cum ți-am spus și cum m-ai întrebat, de copil mi-a plăcut. Ea a rămas, de ascultat am ascultat, de fredonat am fredonat, dar mai mult nu a făcut niciun pas. La un moment în dat... În timpul liceului ai făcut ceva, făceai ceva? Nu, nimic. Pe plan muzical? Nu. Nimic nu am făcut. Și de ce spun că a rămas în sânge, în inimă, în suflet, mai ales că eu lucrând în domeniu, în weekenduri, automat am avut tot timpul petreceri, nunți, botezuri și așa mai departe. Și am făcut treabă și am lucrat cu muzica la ureche, îți dai seama. Și văzând că se poate, eu putând, fredonând mereu, am zis nu, trebuie să încerc și eu. Și a fost așa începutul, cumva, nu știu, mai cântat un pic la un prieten, la un coleg și întâmplarea a fost să dau peste o persoană care a spus că am potențial, dar nu mă știe de unde vin și cum. Și atunci mi-a spus, te pot ajuta și pot să mergi mai departe, dacă îți dorești. Persoana respectivă este Cristinel Iordăchioaia. Domnul Serios? Inspector, da. Doamne, el m-a descoperit și el m-a încurajat. Eu, când am văzut că chiar am un ajutor, un fel am vrut să dau înapoi. Am zis, nu vreau, nu și nu. Și atunci, nu. Mi-a zis frumos, dacă vrei, te pot ajuta. Adică, cum te pot ajuta? Te poți duce la o orchestră unde să-ți poți face cântecele tale proprii. Și te poți lansa așa, cu un cântec cu două, să începi să fii cunoscut de oameni, să vezi ce se întâmplă, câți te vor, câți te plac și așa mai departe. După care decizi mai departe. Ei, și așa a fost. Și cu domnul Cristinel cum te-ai cunoscut? La un eveniment? La un eveniment. La un eveniment, da. El a cântat cu formația pe care o avea atunci. Eu, lucrând aici, îți dai seama, am cântat și eu, era un coleg de-al nostru, Mire, și acolo am schimbat două vorbe și din două vorbe am ajuns și am rămas și prieteni, m-am și ajutat. Ai cântat cu orchestra sau cu... Nu. Eu am avut pe negativ, cu negativ cântat. Da.
Așa, deci, deci colegii știau că tu cochetezi și că... Da, eu cochetam, mai cântam așa prin bucătărie, prin, adică era petrecere, da, noi în spate, în culise, să spun așa, lucrăm, da, gătim, da, pregătim, da, pentru invitați. Și normal că la ureche notele vin, da, și mai... și mai și fredonezi. Și cântăm, da, fredonăm, da. Da, așa a fost. Într-adevăr, m-a ajutat, am fost, m-a trimis, mi-a făcut legătura, am fost la Chișinău, mi-am făcut cântecele mele proprii. Ei, timpul a mai trecut, l-am cunoscut pe domnul maestru Constantin Bahrin, care cumva domnul... am trecut și prin filtrul dumnealui. Prin intermediul domnului Cristinel, da, Rodechioia. Da, da, prin intermediul domnului Cristinel am trecut și prin filtrul domnului Bahrin, știind cu toții că filtrul e mai strâns un pic, sita e mai deasă, dar am reușit să pătrund. Am reușit să pătrund și le mulțumesc amândurora pentru această cale, că m-au ajutat. Și acum ce să spun, am cântece, am un album, dar nu am făcut o lansare. Deci ai un am album. 15 piese ale mele proprii, da. Și da, mă gândesc poate să fac o lansare sau poate să mai fac un cântec, două și să... Păi când, înregistrez un album. Când, când te gândești să, să... Nu m-am gândit, nu, adică am ca și proiect, dar nu am stabilit nimic. Nu mă grăbesc. Dorin, cu cine ai înregistrat? Am înregistrat la Chișinău Corneliu Panainte. Cu el am făcut toate piesele, el mi-a făcut orchestrația la toate piesele mele. Da, și versurile... Și Corneliu Panainte ce orchestră are? Ce... Păi Corneliu Panainte... Că și eu am avut așa, el are orchestra Panainte, Corneliu Panainte, adică el are același, da, da. Nu și-a pus un nume diferit, știi? Deci, orchestra Corneliu Panainte, că și eu m-am mirat, măi, Panainte, dar care e orchestra? Nu, Corneliu Panainte. Da, da. Așa a vrut omul Corneliu. Da, el a lucrat, a fost la, în orchestra domnului Botgros. Și... și a făcut după aia el orchestra lui. Da, ei sunt mulți acolo la Chișinău și talentați, știi și tu cât sunt și cum sunt și buni și profesioniști și foarte prietenoși și de mai mare dragoste să colaborez cu ei. Care a fost prima piesa ta? Cum se numește prima piesă? Prima piesă, nici nu știu dacă aș putea să-i spun că e prima piesă, eu am făcut dintr-o dată 6 piese. Și m-am gândit așa, dacă eu fac 6 piese odată, încerc să am, am zis așa, să am și o horă și o bătută și un cântec mai de ascultare și unul mai de joc și ca să pornesc, să am pornirea. Și aș putea să spun că primul cântec a fost Viața în lume e ca și o floare. E un cântec de ascultare, un cântec despre viață, despre toate realitățile vieții și cum e trecerea noastră pe, pe lume, pe, pe acest pământ. O horă și o sârbă cu care am succes, văd, la Lelița Jucăușă, da, e, unde este o satiră, da, da, despre o, o fată, o doamnă, o, ce să-i spun eu, din folclorul nostru, e o leliță de la țară, care este foarte iute la joc. Nu contează ce are acasă, nu contează, totul lasă, e la joc, prima. Dorin, da, luăm o mică pauză, da, și ne întoarcem îndată să mai vorbim, că mai, da, avem multe, multe de, de discutat. Dragilor, Dorin Iftime este aici, la Iași TV Live, la Viață de Artist, de la Oțeleni. De la Oțeleni, cu foarte, foarte multe lucruri interesante. Pași frumoși trecuți prin, prin viață, dar vom afla mai multe imediat după pauză. Viață de Artist.